s-a dovedit că acea investiție să nu fi fost una prea bună, am pierdut aproximativ toți banii aceștia pe care am avut 11.500 de lei. Câți bani a și să rulez la vârstă de doar 19 ani pe piețele financiare? Rămâi până la final ca să poți să vezi suma integrală. Salut, sunt Ale și mie te-am găsit pe canalul nostru de educație financiară. Înainte de a începe acest episod, te-a ajutat foarte mult să mă ajut cu un like, un share și un subscribe și în același timp să nu uităm de promoția celor de la Trading 2 în care dacă nu ai un cont deja creat, poți să-ți faci un cont și să primești o acțiune gratuită în valoare de până la 100 de euro. Cu acestea fi spuse, haideți să trecem în episod. Ei bine, Prima piață financiară în care eu m am de ce să investesc la vârsta de 18 ani a fost chiar bursa. Și după cum puteți să observați de la începutul videoclipului, am dat drumul la portofoliul nostru main de investiții de pe bursă, pe care l-am documentat pe acest canal. Dacă nu ai văzut toate videoclipurile, te invit să le vizualizezi. Acolo am arătat cum am ajuns eu la suma de 28.000 de lei pe acest portofoliu. Ei bine, vreau să facem un calcul și o să avem nevoie de domnul calculator care o să ne ajute într-un final să vedem cât am rulat noi de fapt pe bursă la vârsta de 19 ani. L-am adus pe domnul calculator și deja am trecut suma pentru că l-aveam înainte, am mai făcut o dată episodul ăsta, dar nu mi-a ieșit. 28.723 de lei aproximativ avem din acest portofoliu. Acest portofoliu a fost consolidat pe parcursul a unui un an și 8 luni. În momentul de față, aproape mă îndrept spre 2 ani de când investesc pe piețele financiare. Domnul calculator ne-a ajutat și am trecut și acest portofoliu, dar după cum prea bine știți, eu am mai multe portofolii de investiții și eu o să vreau să intrăm puțin prin toate să vedem care a fost rulajul acestor portofolii. Bun. O să-l închidem puțin pe domnul calculator că nu avem nevoie de el momentan, o să-l aprindem la următorul portofoliu. 28.727 de lei este primul portofoliu. O să trecem la al doilea portofoliu care a fost cel de pe Bursa de Valori București de pe Tradeville. Am avut un portofoliu în valoare de 11.500 de lei. După cum prea bine știți din celelalte episoade, am vândut toate companiile din portofoliul de pe BVB pentru a face o investiție în firma mea. S-a dovedit că acea investiție să nu fi fost una prea bună. Am pierdut aproximativ toți banii aceștia pe care am avut 11.500 de lei. Aproximativ 2300 de euro, cam ceva de genul, nu? Dacă nu mă înșel, 2300 de euro am reușit să pierd și pe aceștia. Dar eu i-am rulat pe această piață financiară, am rulat pe Bursa de Valori București și o să-i adăugăm și în calculul de câți bani am reușit să rulez. O să deschidem înapoi calculatorul pentru că ne ajută foarte mult să facem acest calcul. O să dăm plus și o să adăugăm suma de 11.500 de lei. Momentan avem suma de 40.223 de lei. Deci imaginați-vă că eu până la 19 ani am reușit să rulez suma de 40.223 de lei. Dacă este să transformăm în euro această sumă, vinde undeva la 8.100 de euro. Imaginați-vă că eu până la 19 ani din Începuturilor mele de investiții, la vârsta de 18 ani, în care am pus 200 de lei pe primul portofoliu de investiții, și am reușit să continui cu el și l-am adus la 28.000 de lei, am reușit să pun bani și pe portofoliu de pe BVB și să strâng suma de 11.500 de lei. Bun, până acum dacă este să transformăm în euro, după cum v a și spus, este 8.100 de euro până doar în primele două portofolii Eu mai am câteva portofolii, dar nu o să vi le prezint pe toate, o să facem un calcul aproximativ, așa că este nevoie să trecem pe următoarea piesă financiară pentru că nu am investit doar pe bursă și cred că știți chestia asta deja, am investit și pe cripto. Și haideți să vedem care este totalul pe cripto. E bine, avem 1.479 de dolari în totalul sau un estimated balance pe Bitcoin de 0,0. 0241 Bitcoin. Ei bine, eu țin aceste produse de pe Binance în staking, în earn și aceste produse pe deasupra faptului că îmi produc prin creșterea lor, prin creșterea valorii, prin creșterea Bitcoinului, îmi produc mie bani pasiv. Eu mai am și acest program de earn, de staking în care eu mai primesc și criptomonede înapoi pentru că le dau împrumut într-un fel. La fel am și pe trading din într-adevăr pe bursa de valori București nu era la fel, dar pe trading din avem o un future asemănător cu acesta de aici de pe Binance. Bun. O să mai adăugăm suma de 1479 de dolari, 1479 de dolari, să zicem, în aproximativ 1500 de dolari, a face un 5, să zicem, un 6000 de lei. O să mai adăugăm 6000 de lei. Pentru că, să zicem că ar fi un aproximativ 6.000 de lei, chiar dacă este undeva, cred că la 5.200 sau ceva de genul. vă rog, o să mai adăugăm aproximativ 6.000 de lei. Noi mai avem câteva portofolii de investiții pe care încă nu pot să ți le arăt în acest episod. Dar, acele portofolii de investiții, mai am unul pe 3 din 2.1.2 în quantum de 600 de lei. Deci, o să vreau să-l adaug și pe acela în care, în acel portofoliu, am investit în Intel. Este un portofoliu, să zicem, separat, un cont de trading din 2.1.2 separat, în care eu testez anumite companii și mă joc cu anumiți bani pentru a face anumite gainuri. O să mai adăugăm 600 de lei și mai am un portofoliu de investiții undeva care se învârte undeva la suma de 3000 de lei. Este portofoliu de investiții secundar în care am făcut în acum câteva episoade, am lichidat anumite poziții și am făcut o rebalansare pe el. O să mai adăugăm 3000 de lei, mai punem 200 de lei de la noi, ar veni undeva la 49.000, da să dăm puțin clar, 49.823. Deci am reușit să rulez până la vârsta de doar 19 ani într-un an și 8 luni de când m-am apucat să investesc activ și să fiu activ în acest domeniu. Am rulat suma de 50.000 de lei, aproximativ 50.000 de lei. Înseamnă 10.000 de euro. Deci, dacă iau la 19 ani aproape 20, am reușit să rulez această sumă de 10.000 de euro. Tu de ce nu ai putea să o faci? Eu nu sunt angajat, dețin o afacere într-adevăr, dar în ultimul timp nu prea a produs niciun ban. De ce nu poți să faci și tu această chestie? Cred că cu 500 de lei puși deoparte în fiecare lună poți să ajungi și tu la 10.000 de euro rulați. Într-adevăr, dacă este să facem un calcul, să pui 500 de lei, da? adică 100 de euro și ca să ajungi la 10.000 de euro îți mai trebuie 100 de luni, într-un fel, da, 100 de luni, o să facem și un scurt calcul, 100 de luni, împărți la 12 luni, ca să vedem cât, cât nu, 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 100 de luni, împărți la 12, ar veni undeva la 8 ani, nu, 8 ani și un sfert sau ceva de genul, deci ar veni undeva la 8 ani să faci chestia asta, să ajungi la 10.000 de euro. Dar te îndemn să începi cu 500 de lei, cu acei 500 de lei să avansezi, să pui 500 de lei, 1000 de lei, 1500 de lei, cât îți permite buzunarul. Încearcă să-ți faci un fond de investiții. Eu, de exemplu, banii pe care i-am în portofoliu de pe cripto, nu m-am atins de când i-am investit acolo. Deci eu de la suma de 500 de dolari, i-am investit 500 de dolari pe acel portofoliu, ca să înțelegeți, și în momentul de față se transacționează la 1500 de dolari. Acei bani pe care eu i am pe portofoliu de pe cripto, nu i-am atins nu i-am vândut decât i am pus pe staking, pentru că am știut că o să țin long term. La fel și portofoliul ăsta de investiții. Am știut că nu este nevoie să vând absolut nimic din el, pentru că eu o să țin pe long term. Bun, Deja deviam puțin de la subiect. Ideea videoclipului care a fost a fost să-ți arăt că eu, la vârsta de doar 19 ani, am putut să fac 49.823 în rulaj. Am putut să rulez acești bani. Mă bucur foarte tare că am ajuns într-un an și 8 luni la suma de 10.000 de euro. Dacă e să fac un calcul, ar veni... Ai să, chiar hai să calculăm 49.823 sau ceva de genul cât era aproximativ 50.000, că nu mai ne punem la 200 de lei. Împărțit la... 18 luni, nu, 18, nu, 20 de luni, 20 de luni, ar veni undeva 2491 de lei, am rulat pe lună. Deci, 2500 de lei, un salariu minim pe economie, cred că puțin mai mare ca salariul minim pe economie, am rulat eu în fiecare lună, dacă este să facem o medie. O medie în fiecare lună a fost 2500 de lei rulat. Bun, nu vreau să te mai rețin foarte mult, pentru că deja au trecut 7 minute, aproximativ 8 minute din videoclip. Îți mulțumesc de vizualizare, aceștia au fost banii mei rulați pe toate investițiile mele. Eu am fost Sare și ne vom auzi data viitoare. Ceau, ceau!